Societatea modernă favorizează excesul alimentar. Alimente neprietenoase, precum pâinea albă, cârnații și mezelurile, dar și mâncărurile congelate fiind introduse în dieta zilnică, deși acestea reprezintă un adevărat pericol pentru sănătatea și vitalitatea organismului. Pâinea albă este unul dintre alimentele care trebuie excluse din dieta zilnică. Aceasta conține făină rafinată, care uneori este albită cu clor și este tratată cu bromură. Aceste procedee omoară toate fibrele, astfel încât organismul nu va putea să le digere. De altfel, pâinea albă este denumită aliment gol, având în vedere că ea conține numai amidon pe care organismul îl transformă în zahăr și grăsimi. De asemenea, mâncărurile congelate sunt un pericol pentru menținerea sănătății organismului. Problema acestor feluri de mâncare constă în grăsimile bune care sunt înlocuite cu sare și zahăr, acestea fiind nocive pentru fiecare dintre noi. Mai mult, publicitatea făcută acestor mâncăruri, despre care se spune că ar conține foarte puține calorii, este una înșelătoare. Mezelurile au o strânsă legătură cu apariția cancerului. De asemenea, cârnații și mezelurile sunt alimente bogate în grăsimi saturate care pot cauza atacuri de cord. Smoothie-urile nu sunt nici ele sănătoase, chiar dacă aceste băuturi conțin lapte de grăsat și fructe. Problema acestor răcoritoare este aceea că ele conțin ingrediente foarte bune pentru organism, amestecate cu înghețată și zahăr, care au un număr ridicat de calorii. Pe de altă parte, pentru un stil de viață sănătos trebuie redus și consumul de unt de arahide. Acesta nu trebuie eliminat, dar trebuie consumat în cantități mai mici, fiind bogat în grăsimi și proteine, relatează Monitorul de Cluj.